rămas fără. A rămas fără benzină. Vai. Iubita. Am rămas fără benzină. Eu nu, eu las motor aici și vin acasă, iubito. Eu nu mă, de aici de la dracu, nu mă tări cu motor. Aici rămâne să se plimbe porci cu el. Stați-mă puțin, că nu-s așa proastă. Cred, încă. Ia asta. A plecat și fanfara. A plecat și fanfara, s-a dus dracu și ce a zis? Proastă e proastă, nu vezi că nici nu pornește motor? Bă, care să pricepi la motoare să-mi zică și mie cum dracu? Vaisca. Mai am și neam. Neam, nu mai zic familiei motociclistă. Când am nevoie de ea, stă și degresează, spală vase. Ce-ar putea să fie? S-a înnecat rezervorul. Oare să... tu mi erai madam, ia. Ia să vedem, vă zic dacă era. Aia ce zic eu. Da. Da. Deci eu nu vin cu motorul acasă. Deci vii cu mașina și mă iei. Sau dorm în pădure. Dacă ți-e drag de mine, vii și mă iei. Ce dracu, mă, frate? Deci nu mai pornește motorul. De parcă văd că dorm în pădure. Bine că mi-am luat dracu țigări. Că de restul mă descurc. Vie nu e să mănânc struguri. Mănânc muguri de toate plantele. Păi logic o să vii, că doar nu vrei să stau din nebun aici în pădure. Uite așa. Eu ți-am zis că mă duc și tu în loc să zici, nu mami, nu te duce, că nu-i bine. Tu nu, du-te, iubita, să te liniștești, să te relaxezi, na? Stai mă puțin. Știu de ce nu pornea motorul. Să vedeți voi că eu sunt deșteaptă. Cred că-s deșteaptă. Ia! Deci să mor dacă acum nu pornește motorul, eu aici stau până nu vezi să mă iei. Cum să mă duc eu așa? Ce-i, frate? Aha, aia era. Las că zic eu de ce. Dacă ești proastă, bă, da-s proastă, rău. Aveam piedica de la el pe mână.